Salut! Cum v-am promis, o să revin cu video cu modificarea rotorului, să pun 6 rânduri de magneți, da? Nord-sud, 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 da? I-am lipit, da? Nord-sud, 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 da? Avem 6 rânduri de magneți, da? Haideți să facem o probă, să vedem ce rezultate ne dă. Dacă l-am înimerit sau nu l-am înimerit. Domnul Nelu mi-a spus că nu va funcționa, îl cred pe cuvânt, dar am promis că fac video cu ei 6 și am zis să încerc mai întâi așa. Dacă nu va funcționa, îi vom dezlipi și vom pune, cum a spus domnul Nelu, jumătate minus, jumătate plus. Dar să vedem ce rezultat are așa. Vom pune decât 2 șuruburi, cum am pus și înainte, să putem să le desfacem ușor. Se învârte ușor. Da. Vom testa mai întâi, deci aceasta e bobina principală, asta e bobina secundară. Vom testa fiecare în parte, după care le vom înseria să vedem ce rezultat avem. Sper că se vede aparatul de măsură. Cleștișorii. Punem mai întâi pe bobina principală. Nu o volți, învârtit cu mâna. Haideți să vedem acum bobina secundară. ~0,6-0,7 volți. Haideți să-l învârtim cu bormașina, sper că se vede. Pe bobina secundară avem 4 volți. Haideți să vedem și pe bobina principală. Se pare că domnul Nelu a avut dreptate. Nu că l-aș fi contrazis. Bobina principală scoate 38 de volți și 72 de herți. Un pic mai bine, dar nesatisfăcător. Haideți să facem și o punte între bobina secundară și bobina principală. Le-am luat la
numerele și după care le vom schimba între ele. Punem mai întâi așa. Haideți să mutăm și invers. Tot 38,3. Deci domnul Nelu a avut dreptate. Nu este ok varianta care am vrut să mă convin. Deci haideți să-l desfacem. Deci varianta aceasta nu este bună. O să încercăm varianta domnului Nelu, cum mi-a spus în mesaj. Dar am testat, m-am convins, cu toate că dânsul probabil știe mai bine decât mine. V-am spus, eu sunt începător. O să dezlipim magneții, da? Și o să facem, o să umplu jumătate nord, jumătate sud, da? Exact cum mi-a spus domnul Nelu. Și o să vedem ce rezultate o să avem și cu figura aceea, da? Deci aceasta nu este satisfăcătoare. Voi reveni cu partea a treia. Mulțumesc frumos, dacă v-a plăcut, abonați-vă și dați un like.